genul programului Talk Show. Bună seara, stimați telespectatori! A fost un weekend tare greu pentru nervii mei. N-am mai putut pe toate televiziunile de știrile cu faptul că domnul Bercea Angel sau nu știu cum, Sandu Angel sau cam așa ceva, n-a putut să meargă la mormântarea lui maică sa, că-i pușcărie. Deci te gândeai că sunt personalitățile lumii. Deci un fel de Mandela și familia lui. Frate, deci când ești hoț, derbedeu, șpăgar, nu știu, violent, da? Condamnat pentru acte de violență, pentru altceva. Nu aștepta clemență, frate, că tu ai intrat în pușcărie pe motiv bun. Doamne, mormântare, nu știu de care, mă, când moare un om bun și sunt atâția oameni buni, credeți-mă, pe care i-am băgat în pământ, de unde nu se mai întorc în forma asta și în lumea asta și în dimensiunea asta, da? Și nu zice nicio televiziune nimic. Mă, dar pe ăia de ce-i dați? Și atunci te mai miri că lumea ascultă manele și vezi pe toți frumoși, între ghilimele, interlopi, că ei sunt miezul pe pământul ăsta și se mai și victimizează. Deci dacă ați văzut imaginile când îi arestează, știți? Că au câte o pirandă care începe și urlete din alea animalice. Ho, bă, că n-a murit. O, stai așa, ți l-au luat, băieții. Că a făcut niște probleme pentru societate. Dom'le, deci nu mai pot. Eu nu înțeleg televiziunile centrale. Deci am ajuns să nu mai schimb de... Dar toți, aproape toți, dădeau... Dom'le, deci în mormântări de interloc celebri și de mamele lor, TV ar trebui să se numească. Așa, cam toate televiziunile, nu cu stand-up-uri. Mă, de la mine n-a transmis, de la protestul de la Petroșani, cum spuneam, n-a transmis nimeni. Nu, campania electorală, totul e liniște în societatea românească. Ei, uite, n-ai franțuzească, nu-i așa liniște. Și a dat demisia primul ministru, a? Spun că acolo, iară, e un joc acolo de imagine, de nu știu ce, pot pricepe, dar acolo demisiile sunt pe bune. Nu, mă, la noi, Ponta nu mai duduie nimic, nicio economie. Și el rămâne, bine, mersi. Bun, am fost al doilea subiect, mai am încă unul și după aceea intrăm și le discutăm și pe astea cu invitatul, nu vi-l prezint încă. Al doilea subiect, am fost în weekend, mai precis sâmbătă, în comuna Brănișca. Frumos, domnule, intri, am intrat în satul Boz, asfaltat, nu știu ce, trebuia să ajung și am ajuns până la urmă în satul Târnava. Bun, la cunoștințele mele, mi-au explicat ce, cum, așa. Mă, zic, nu-i drumul chiar rău. Că ne temeam pentru mașinuța noastră, care nu-i nouă, nu-i... Ce vorbești, frate, am intrat în Târnava. Deci, domnul primar de la Brănișca. Domnule, știu că sunteți un personaj, că înjurați urât, că v-am auzit pe astea cum vă certați, știți că sunt, încă mai sunt materialele pe YouTube. Domnule, deci nu vreți să știți ce am gândit eu când am mers pe drumurile din Târnava. Poate mă aud de domnul primar de la Brănișca. Domnule, e nenorocire ce e acolo. Deci în satul Târnava și o zonă atât de frumoasă, domnule. Deci e mirific. Ajungi acolo sus, pe culme, unde am fost eu. Deci e perfect. Aș fi stat o lună de zile fără să mă mai deranjeze nimeni. Domnul primar, vă bateți joc de locuitorie. Deci am înțeles de la cunoștințele mele că aveți toate utilajele. Faceți-le drumul, domnule. Deci cum am intrat în Târnava, cum s-a terminat cu visul. Până acolo de vis, prin pădure, frumos, verde, extraordinar. Când am ajuns acolo să ne rupem mașina, l-a urcat ca l-a urcat, dar la coborâre, nenorocire. Deci domnul primar de la Brânișca, nu știu cum v-au mai ales oamenii ăia din Târnava. Deci eu acolo mi-ar fi frică să mă duc, dacă ați fi primarul meu, nu știu ce, în sfârșit. Bun, a picat cam atâta
Poate ajunge primarul la, mesajul la primarul de la Brănișca. Probabil că o să-l invit să-l întreb de drumul respectiv, pentru că îmi pare rău că n-am avut scule de fotografiat numai aparatul foto. Dar poate mă duc odată și dau imaginele să vadă toată lumea. E păcat de o comună așa frumoasă și de niște locuri așa adevărate, când mai ales că aveți utilajele alea. Aveți. M-am interesat. Aveți cu ce face drumul ăla. Deci pentru turismul românesc ar fi și Hunedoian ar fi un loc. Bun. CASE-ul, au respins ăștia CASE-ul și amnistia fiscală, n-au făcut cuvorumul, deci altă ceartă. Oricum, eu vreau să-i văd de unde scot banii și o să vă spun de unde-i scot. Tot de pe biruri, și de la mine, și de la dumneavoastră, și de la pensionari, și de la salariați, și de la toată lumea. Numai că nu o să le simțiți, deci nu o să vină guvernul ăsta să vă spune, bă, vă mai pun o taxă. Nu. O să le vedeți astea, taxa de stâlp pe care tot noi o plătim și altele și altele și altele și altele. Dar bă, am dat amnistie fiscală pentru pensionat. Fai, ce tari suntem. Bă, fiți tari când faceți voi economii la buget de pe șpăgile și de pe comisioanele pe care le dați oamenilor de casă. Că fiecare guvern a făcut așa. Atunci, da, domnule, am făcut economie la bugetul statului, nemai dând șpăgi și comisioane la licitații contestate și arhicontestate și la situații de lucrări aduse după aia. Atunci, cred și eu un guvern, când vine un guvern și zice, am făcut economii. Din ce, mămică? Uite din astea. Foarte tare, dați pensii. Dați pensii că nu mă supăr. Băgați banii în activitățile. Când am auzit-o pe doamna ministru, am citit și eu pe Hot News cum se recuperează CASE-ul ăla, reducerea CASE-ul. Ai, doamne, deci nu, ai fabulații, pielea ursului din pădure. Că banii o să intre în locuri de muncă și o să intre în nu știu ce și dacă nu. Da? Că nu pot să controlez pe patron ce face cu banii. Bun. Da, mi-a picat audio. Nu-i niciun fel de problemă, niciun fel de tragedie. Că îmi prezint invitatul și iau audio de pe jos. Adică IFB-ul, casca. Da? Vorbim despre socoteli. Cu domnul Lucian Stanciu, vicepreședintele Asociației Patronale din Patronatelor din Turismul Românesc. Federația Patronatelor. Federația. Eu am zis Asociația. Federația. Deci e FPTR. Am înțeles. Bună seara. Bună seara. Bine te-am regăsit. Bună seara tuturor telespectatorilor. Vreau să comentezi în timp ce da. Vorbeam. Da, sigur. Tu ai avut un weekend distrus de știri. Și de știri și de drumul de la Târnava. De Bercea, drumul de la Târnava. Ei bine, doamne, nu-mi vine să cred că am folosit ei bine. Toate ziaristele o folosesc ei bine. Așa. Bun, eu am avut foarte multe weekend-uri distruse de televiziunile din România. Și vorbim aici de televiziune centrale, toate, să le spunem, ProTV, Antena 1, TVR1, absolut toți. Este incredibil ce au putut face aceste televiziuni în această vară, cât de mult rău au putut face turismului românesc și în special litoralului românesc. Noi povesteam pe Facebook la un moment dat. Și era știrea care te-a deranjat foarte, foarte tare. 250.000 de oameni au dus litoralul. Această știre este cea mai... La care? Acolo. Este... Doamnelor, domnilor, credeți-mă pe mine, nu-i credeți pe ei. Eu știu despre ce vorbesc. Am date. Acele domnișoare care prezintă știrile, habar nu am despre ce vorbesc. Deci, nu... Pot să existe 200.000, nici de cum 250.000 de oameni pe litoralul românesc. Este o absurditate, Mircea, crede-mă. Nu, păi, au, nu au cum și nu au de unde. Pentru că oricine își face meseria asta de jurnalist, când dă o știre de genul ăsta, se documentează. Să se ducă pe site-ul ANT, Autoritatea Națională pentru Turism. Așa. Să vadă. Județul Constanța are 90, aproape 91.000 de locuri clasificate de cazare în total. Tot județul. Nu vorbim doar de litoral. Tot județul. Aici băgăm și campinguri și absolut totul. Vorbim de locuri de cazare clasificate undeva până 91.000. Deci numai puțin. Stai așa. Deci 91.000. 91.000. Eu notez, da, că corect, nu vreau să... Corect. Locuri clasificate. Așa. Discutăm după aia de toți care închiriază la negru. Așa. Proprietari care își dau camerele, care nu știu aia ce. Care stau cu cheile. Absolut, cazare, aia cu cheile. Nu pot fi
La fel ca și locurile clasificate. Bun, hai, nu, hai să deci, zicem că sunt. Să, dacă sunt, cu tot, dacă vrei, luăm și pe toți constanțenii care au rude în, în restul țării și vin toate rudele la ei în timpul sezonului. Așa, și să zicem că mai ajungem la 100 de mii, dar sunt 190 de mii, niciodată nu vor avea cum să fie pe litoralul românesc 200 de mii de oameni. N-au unde. Este absolut imposibil să-i înghesui pe litoral 200 de mii de oameni. Dar problema e alta. Toate televiziunile spuneau 200 de mii, 250 de mii de oameni pe litoralul românesc. Toate stațiunile sunt închise. Nu veniți la mare, stațiunile sunt închise, nu găsiți locuri de cazare. Și vă dau cuvântul meu de onoare. De la, vorbim de sudul litoralului, mama aia da, probabil total închisă, poate Eforie total închis, poate Costineștiu, sau mai mult ca sigur, Costineștiu total închis, ocupat, dar sudul litoralului, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia. Nu? Cu certitudine în fiecare stațiune existau hoteluri care aveau locuri de cazare. Vă spun eu din Olimp, unde avem noi hoteluri în Olimp. N-am așa avut niciodată 100% grad de ocupare. Îmi vorbesc numai de hotelul nostru din Olimp și de hotelurile din jur. Al nostru cel mai mare, avem 343 de camere în hotel amfiteatru. Celelalte hoteluri de 100 de camere, de 200 de camere. Poate au avut câte o zi 200% gradul de ocupare. Nu a fost un weekend complet ocupat. Este o aberație ceea ce s-a întâmplat. M-am aprins un pic, dar foarte nervos, pentru că aceste știri mie, personal, ca și director comercial al Unita Turism, nouă societăți, Unita Turism, proprietară a 8 hoteluri pe litoral, i-au adus numele societății, dar mă rog, în sfârșit și celorlalți i-au adus, dar tuturor. Deci cel puțin 9, unde știu exact cifre, ne-au adus mari prejudicii. Aveam camere libere care puteau fi ocupate de oameni care doreau să vină la mare. Au auzit știrile la cine când aude e plin litoralul, dacă n-are o rezervare, n-are nimic. Cine mai pleacă la mare? Bă, e, nu, numai puțin. La Marea Românească, acum, nu te supăra pe mine, eu la Marea Românească, deși au fost colegii, da, nu, au zis că a fost curt. Nu i-am întrebat și Florin, care nu mă zâmbește, nu i-am întrebat cum a fost, într-adevăr, la mare, dar am văzut și altfel de știri, nu tocmai frumoase. De exemplu, de pe la Neptun, unde se duceau și găseau pe aia cu care otrăveau populația, efectiv, cu mâncare stricată și alte chestii. Perfect. Da? Nu discutăm despre asta, discutăm despre faptul că toate televiziunile au dus o campanie de a ține oamenii acasă, de a nu-i mai duce pe litoral. A îndoctrina lumea. În fiecare weekend, cel puțin în luna august, litoralul e plin. Nu veniți la mare că n-aveți unde să stați. Da. Lucru care a fost perfect fals. Bun, deci am înțeles. Eu i-am spus emisiunii de astăzi socoteli. Da. Prognozam noi că va fi o vară dezastroasă pentru operatorii din turism. Care sunt semnalele de la nivelul vostru? Pentru că a fost multă ploaie. Da, a fost și vreme proastă. În perioada cât a fost vreme bună ne-au ajutat foarte mult mass media și per total sezonul ăsta, sunt curios ce va spune ProTV, Antena 1, TVR-ul și restul televiziunilor centrale așa, când va ieși INSE-ul în toamnă, Institutul Național de Statistică, și va spune că acest sezon a fost cu 80% mai slab decât anul trecut. Deci astea sunt prognozele? Astea sunt prognozele noastre a Federației Patronatelor în Turismul Românesc. Estimăm un 80% sub anul trecut. Anul trecut nu au fost 200 de mii de oameni în niciun weekend. Anul ăsta au fost și 250 de mii. Nu, cum, nu bate, deci undeva cum, nu bate. Cum vor explica extazul dus aproape de orgasm a celor care relatau că litoralul e plin când litoralul e în scădere față de anul trecut? Puțin. Eu nu cred în știri făcute după ureche, dar câteodată stau și pun și eu așa, nu știu, la punctul scenariu. S-a adus reporterul, a văzut că plaja e plină, a zis... le vând ăstora de la București știrea că sunt sute de mii de oameni. Cât?
150.000. E greșit scenariul tău. Numai puțin. S-au dus, au văzut, ok, 150.000. Da, bă, 150.000. Și între televiziuni, cum funcționează cooperativa între televiziunile centrale, se mai dă telefon, bă, dați, știi, cât ați zis? 150. Hai, mă, zicem 200. 250. Gata, că editorii cam așa fac. Nu. Nu, eu am pățit o coștire din județul Hunedoara. Da, bun, nu, vis-a-vis de litoral, e greșit ce spui. De ce? Eu ca fost ziarist, așa? Da? Chiar am avut curiozitatea să aflu de unde au ajuns la cifrele astea. Și au două surse. O sursă este Poliția Română, care numără mașinile. Așa, bun. Așa. Și le înmulțesc cu 4. De parcă orice mașină vine cu 4 pasageri pe litoral. Așa. Și ajung pe la un 200.000. Să fim serioși, 4 oameni într-o mașină sunt puțini care se duc la mare, că chiar incomod să mergi 4 oameni într-o mașină. În general sunt 2, 3, hai să zicem 4 dacă sunt o familie. Da? Deci, clar, nu e o sursă credibilă număratul mașinilor care intră în Mamaia, de exemplu, în mulții cu 4. Sursa e credibilă, că e Poliția Română. Metoda numărare. Așa. Și a doua sursă este... Nu, dar cred că poliția nici nu le-a dat cifra asta. Au întrebat ei cam câte mașini au trecut. Exact, exact. Și ei au mulțit cu 4. Și au zis, bă, cam atâtea, ok. 4 pot fi chiar și cu 5, că poate vin și 5. Da? Da. Nu? Unul în portbagaj și 6. Așa. Nu, chiar. Bun. Și a doua sursă proastă de informare a lor este o anumită doamnă Corina Martin, este președinta Asociației de Promovare Litoral Delta Dunării, o doamnă care încasează o sumedenie de bani. De la cine? De la Radu Mazăre, de la primar, adică toate hotelurile, toate restaurantele, toți agenții economici din Mamaia și de pe litoral plătesc sume considerabile pe sezon, respectiv un hotel plătește 4.000 de lei pe sezon. Un adică restaurant. Da, un restaurant plătește 2.000 de lei, un agent comercial plătește 1.500, 1.000, ceva de genul ăsta. Vorbim de milioane de euro. Acești bani se dau acestei asociații de promovare și doamna trebuie să dovedească ce face cu banii respectivi. Și atunci dă comunicate sau poate chiar are contracte comerciale cu televiziunile. Păi nu, ești o televiziune mult prea mică. Înseamnă că are contracte comerciale. Probabil cu televiziunile mari prin care ei să dea știri. Și ea ca să... nu e pentru turiști, adică doamna asta ar trebui să aibă o bază de... Eu n-am primit, recunosc, nu sunt eu personajul cel mai important, dar nu știu dacă cineva de la noi, de la televiziune, o fi primit vreodată comunicat de la doamna asta, pentru că, în fond și la urma urmei, cred că bătălia cea mare este ca să aduci turiști la mare din teritoriu, nu să informezi Constanța și Mangalia câți turiști sunt acolo, că sau, sau bătălia cea mare este să iei banii respectivi și după aia să dovedești că ai umplut litoralul. Și atunci e foarte simplu să dai comunicate sau pe contracte comerciale, să spui ProTV-ului sau cuiva, au fost 250.000 de turiști la mare și după aia să spui tuturor, uite, am umplut litoralul. Lucru departe de adevăr. Bun. Deci, practic, știrea momentului acum este între minus 8, minus 10%. Da, 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 da. Asta estimez eu. Deci, minus între estimăm noi ca și FPTR și probabil la finalul sezonului Institutul Național de Statistică va confirma estimarea noastră. Bun, un care sezon mai soluția? Prost. Pentru că eu nu mă duc la Marea Românească, mi-am promis că nu mă mai duc, au fost fetele mele printr-o altă conjunctură, adică au fost la cumnată, în sfârșit, nu comentez, o să le întreb cum a fost, au fost la Vama, da. Vama Veche. Da, eu nu mă duc din principiu alălalt, adică de prea multe ori mi-am luat țeapă, sincer, la servicii, la cum așteptam, la mâncare proastă, la una alta, adică nu poți, frate, la nesfârșit să vinzi, cum vedeam și știrile date de televiziunile centrale, Antena 1, ProTV, televiziunile de nișă, Realitatea, România, da. TV, Antena 3, da? B1, nu știu dacă am sărit pe careva, să mă scuze colegii de la televiziunile mari, dar vedeam cum se duc inspectorii de la protecția consumatorului în, nu știu, bodegi, restaurante, chioșcuri, ce erau alea, și scoteau mâncare stricată, termene de valabilitate expirate, ciudățenii, tot felul de ciudățenii. Deci nu, de aia nu vreau Mare Românească. Din păcate nu pot să te contrazic, mai există genul ăsta de... Ăsta nu e turism, ăsta e genul ăsta de comerț
Ei fac comerț, nu fac turism acolo. Cei care fac turism, cum suntem și noi, cu certitudine, probabil unul care are o mică afacere de 10 camere sau așa, își permite. Noi, ca o firmă atât de mare sau așa, nu ne permitem, nu putem. La noi există normele care se respectă perfect, normele internaționale, europene, impuse, HACCP-ul. Intrăm în detalii tehnice și cu terminologie de specialitate. La noi există niște lucruri clare, de la temperatura frigiderului care trebuie monitorizate zilnic, avem caiete, avem totul. La noi este imposibil și cred că la fel la toți colegii care fac turism de anvergură, cum facem noi. Este imposibil să se ajungă la produse stricate, și bun, trebuie să ai și o doză mare de inconștiență să ajungi să dai produse stricate, să le scoți pe masă și așa. Astea sunt chestii de un mic bar, o mică terasă pe plaje unde nu s-au vândut astăzi, hai că poate mai merge vândut și mâine și așa mai departe. La hotelurile consacrate, hotelurile mari, mă îndoiesc să se întâmple și din câte țin eu minte, în ultimii ani nu au fost cazuri la hoteluri mari, au fost cazuri la un hotel al Ministerului Ministerului de Interne, da. Anul trecut a fost un circ mare și acum au fost cazuri de mici restaurante, terase pe plajă. Știam de cazul de la hotelul Ministerului de Interne, da. Culmea că știam, a fost grav. Dar în sfârșit, da. Povestea e cam așa. Există acum pe litoralul românesc, nu știu, tendința asta să se refacă, nu știu, normalitatea sau să se întâmple o normalitate, pentru că mie ca turist, acum la momentul ăsta, mi-a fost frică. Deci, sincer, nu aș vrea să arunc banii pe fereastră. Mai bine aleg, nu știu, Croația, chiar Ungaria, Muntenegru. Sau Bulgaria. Bulgaria nu. Bulgaria nu, că sunt ca noi. Sunt tot acolo în sud, îmi pare rău, am eu o problemă. Aici, la Tărtăcuță, nu. Am văzut ce li se întâmplă cu mașini furate, cu polițiști care ți-au șpagă, cu multe altele. De asta mie mi-ar fi frică. Nici la greci, dacă m-aș duce, aș evita. Orice om sănătos la cap merge prin Macedonia, nu trece prin Bulgaria. Deci cam asta e povestea. Așa. Cu litoralul nostru și cu cel bulgăresc. Acum, la momentul ăsta, există, vine întrebarea, există o tendință de, că l-am văzut pe Mazăre, ok, Radu Mazăre, păi vrea, e primarul Constanței, l-am văzut în tot felul, se scălâmbăiește și se măscărește în tot felul de ipostaze, el e mare meseriaș acolo pe carele alegorice, dar pe mine nu mă atrage, adică dacă eu vreau să mă duc să mă simt bine, să fac bani mare, să mă coc la soare, o să-ți, da? O să-ți exemplific perfect. Ce face Mazăre pentru mama e absolut ok. Umple stațiunea de turiști. Faptul că nu mai contează calitatea turiștilor, e altceva. Bani vin fie, bani oameni fie, cu bani. Nu mai contează că un om normal cu familie și cu copii nu se mai duce în Mamaia sau se duce în zona de sud, dar Mamaia nu se apropie de zona de nord. Unde-s cluburile și unde-i nebunia? Da? De ce? Sunt niște prețuri, cred că cât e un suc? Prețurile sunt mari, nebunia e totală, nu ai ce să faci cu copii. Ca să-ți exemplific concret, am oameni care ani la rând au fost în Mamaia, la hotelurile noastre din Mamaia. Anul ăsta mi-au cerut Mamaia să meargă tot acolo. Mi-au cerut foarte din scurt și le-am spus, băi, nu avem locuri, e totul plin. Zic, de ce nu încerci Olimpul? Du-te la Olimp. S-a dus omul la Olimp și mi-a zis, domnule, dar e senzațional. Eu nu mă mai duc la Mamaia. Și aici ai liniște, pe plajă nu-mi bubuie boxele în cap. Seara mă pot plimba relaxat. Dacă vreau un club sau un club, nu neapărat un club, o terasă cu muzică, mă duc la Cireșica sau la Majestic sau stau pe terasă la voi la anfiteatru. Dacă nu, mă plimb și liniște și pace și mă simt extraordinar. Eu nu mă duc la Mamaia. Om care e de vârsta noastră, e mai mare cu... E devian. Deci, e actor. 40 și ceva de ani. Cred că e persoană publică, putem să-i spunem. Flaviu Crișan se numește. A, așa, prietenul da. Da, prietenul nostru. A zis,
Lucian, de acum pe mine la Mamaia nu mă mai prinzi. Vin doar la Olimp. Punct. Om care ani și ani de zile, încă înainte de a veni eu angajat și director la Unita, el era clientul fidel la Mamaiei. Două stațiuni am văzut și eu de pe litoral. Una era Costineștiu când eram student, că acolo mergea toată lumea. Da? Așa. Și cea de-a doua care mi-a plăcut, nu în mod exagerat, dar era o stațiune pentru oameni cu familie, cu copii și așa, era Jupiter. La Jupiter, pe plajă, cu minți, frumos, a fost ok, nu mai știu, 2 sau 3 ani. Sudul litoralului a rămas și spun eu că primarul, chiar am avut discuții cu primarul din Mangalia și l-am rugat, domnule, faceți o strategie cum a făcut-o Mazăre pentru Mamaia, pentru nebuni care vin să bea, să se îmbete, să umble după femei, să-și tragă pe nașa și așa mai departe, faceți voi sudul litoralului stațiunile pentru familii cu copii care vor relaxare, da, care vor... Bun. Vreau să mă întorc, o să mă întorc la povestea cu respectul față de client, dar trebuie să ne respectăm telespectatorii și patronii și pe toată lumea. Și regula în televiziune zice că acum scrie publicitate în desfășurător, așadar publicitate și revenim. Da, am revenit în direct, între timp ne documentăm aici de zor, da? La Eforie Sud a fost colegul Florin Ariboșoiu și a zis că mâncare ok, foarte bine și mai liniște, dar la Eforie Nord cam înghesuială, deci domnul vicepreședinte... Multă lume, deci a fost totuși multă lume. Da, nu contestă nimeni că nu a fost multă lume. Dar nu-i loc pentru 250.000. Niciodată. Păi hai să o luăm în felul următor. Hai să mai facem raționamentul ăsta, că nu pierdem timp și vin să întreb altceva. Odată vă afectează la încasări, dar în momentul în care vine o televiziune și zice 250.000 de turiști, vine cineva, nu știu, fiscul, altcineva să vă controleze și să spună, domnule, ia uite, ăia la televiziune au zis 250.000, scoateți bani. Păi nu mai ar mai lipsi. Deci nu mai ar mai lipsi, că și așa FPTR-ul acum caută soluțiile să acționeze în instanță de-a dreptul televiziunile care au dezinformat. Deci ar mai lipsi pe baza unei ziariste, repet. Așa, ziariste. Ziariste de la ProTV să vină fiscul să zică, păi ai zis că era plin, voi de ce n-ați avut hotelul plin? Nu ar fi capătul tuturor chestiilor majore care se pot întâmpla în România și să le putem înscrie undeva. Cu Doamne, nu le dai idei, bă, eu sunt bun. Nu le dau idei, eu sunt nebun. Numai asta ar mai lipsi, păi pe nu, cuvântul meu. Numai puțin, doamna Ioana Petrescu, trebuie să scoate de undeva banii, că vor să reducă CSU 5%, deci de undeva. Credeți că nu o să vină și peste voi? Lucian Stanciu, domnul vicepreședinte. Deci nu o să vină... Deci ori mai încercat cu impozitul forfetar. Să vină așa peste noi. Și acum mă refer nu la FPTR, mă refer din nou la firma cărui director comercial sunt. Aha. Da? Și președintele, președintele acestei firme da? Și proprietarul totodată le-a spus foarte clar. Dacă în urma impozitului forfetar, el va plăti un euro mai mult la impozite către stat, dar fiind că în ultimii 20 de ani de când afacerea în România a plătit peste 60 de milioane impozite către statul român, așa, el închide toate hotelurile, trimite în șomaj peste 1000 de oameni care sunt angajați în UNITA și se retrage din România. Da, luăm prin telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră, domnul Lucian Stanciu. Mă numesc Delia și îmi doresc din suflet să-l felicit pe domnul Stanciu pentru ceea ce face pentru județul Hunedoara, în mod special pentru Deva. Vă felicit, domnul Lucian Stanciu, și să mergeți tot înainte, indiferent de piedicile și de impedimentele pe care le aveți pe parcursul activității dumneavoastră. Mulțumesc mult! Se vede de când sunteți la conducerea acestei instituții, ca să zic așa, că se mișcă ceva în orașul și județul nostru și pentru orașul și județul nostru. Vă doresc succes în continuare și
Mult succes în activitate, o seară bună dumneavoastră, vă rog și domnului moderator. O seară bună. Mulțumim pentru telefon, vă așteptăm întotdeauna în emisiune. N-am mai anunțat numărul de telefon, telespectatorii fideli deja îl știu și iată ne apelează, da, 0354738888. Fără niciun fel de problemă, intrați în legătură directă cu noi. Spuneți-ne cum a fost vacanța dumneavoastră la mare, dacă ați fost la Marea Neagră. Stimați telespectatori, asta e întrebarea. Cum a fost vacanța dumneavoastră la mare? Da. Sau poate aveți niște sugestii. Ce mă interesează pe mine e așa cu litoralul românesc, pentru că am tot văzut acum ultimele știri. Oameni duși de curenți în larg, valuri foarte mari, nu știu, am fost la italieni. Printr-o conjunctură, anul trecut am fost la italieni. Nu s-a pus problema. Pentru că erau niște baraje făcute, n-au ăia plajele noastre. Unde ai fost la italieni? La Cinque Terre. În Liguria, pe... la Mediterană. La Mediterană, da. Că pe Adriatică era imposibil să ai valuri de genul ăsta. Pe Mediterană se mai poate. Pe Mediterană sigur se putea. Dar avea un frumos făcut baraj din stânci acolo. În sfârșit am înotat până la barajul respectiv. Apă mare, limpede, frumoasă. Ok. Curățenie. Deci nicio problemă. Se fac niște îmbunătățiri de genul ăsta. Pentru că Mazăre vrea el să vândă cu nu știu ce care alegorice. Ok. Facă show-ul lui. Da, pe mine mă interesează siguranța. Am văzut cazuri... tragice, da. Am văzut și eu. În Mamaia este mai ciudat când se întâmplă lucruri de genul ăsta, e foarte ciudat că plaja e de asemenea natură în Mamaia, încât mergi până te plictisești în apă până la genunchi în Mamaia, până ajungi la apă adâncă. Deci chiar numai cei care sunt un pic inconștienți ajung să nece la Mamaia, pentru că chiar îți pierde pofta cât te duci în apa până la genunchi. În restul litoralului sunt diguri, să nu uităm, făcute toate pe vremea lui Ceaușescu, în niciun caz ulterior. A întrebat acum. Că există, nu știu, apele române se ocupă tot apele, de apă? Da, și de luciu de apă și de plaje, plajele sunt ale lor. Și au bani pentru asta. Da, ei concesionează plajele, toată lumea plătește pentru asta și probabil sunt foarte bine subvenționați și de la buget. Oricum există o ciudățenie acolo, în Agigea există și un centru de prognoză și alarmare în caz de tsunami, dacă îți vine să crezi. Chiar există. Nu, acum tsunami s-a întâmplat și nu mai știu pe care lac din Elveția. Și... acum, în anul 560 și ceva, că a căzut un munte. Așa. Nu? S-a întâmplat tsunami. Da. Și acolo. Deci lasă să fie și centrul ăla. Nu mă deranjează foarte, foarte tare. Că în Marea Neagră tsunamiurile sunt foarte dese și de-aia e normal să avem o instituție plătită din bani de la stat, care are și un director și o secretară și o mașină și nu știu ce, ca să dea alerta de tsunami în timp util. Deci, să fie cât de multe instituții. Deci, din punctul meu de vedere, ca realizator de televiziune, da, să fie și la nivel local cât de multe instituții, dar să-și facă treaba. Nu le dai idee că fac un centru de tsunami și în județul Hunedoara. Da, pentru lacul Cinciș. Corect. Nu? Nu. Deci nu se fac lucrări care ar trebui să se facă. Plajele se micesc în fiecare an și se micesc înfiorător. Îți dau exemplu Olimp Neptun, lângă gardul lui Ceaușescu, actualmente Băsescu. A, unde a făcut cheful Băsescu? Da. Nu, domnul președinte Traian Băsescu, vai... E președintele tău, al meu nu este. Nu, este al României acum. Al României... în care trăim și noi. Din păcate, al meu nu este. Așa. Nu, din fericire, eu mă bucur că trăiesc în România. Nu, din păcate este președintele României în care trăim și noi. Stimați telespectatori, deci, vedeți, jurnalistul, tot jurnalist rămâne, deci poți să-l pui pe ce funcție vrei în țara asta, că tot jurnalist rămâne. Deci e Lucian Stanciu. Noi suntem prieteni și foști colegi. Vorbeam de un gard. Așa. Da? Care a fost al lui Ceaușescu și acum e al lui Băsescu. Ia poporul lui român, că după el cred că vine în sfârșit. Vă rog. Da. Doamne, să ne ferească cine o mai veni. Așa. Așa. De la gardul ăla este o plajă care
o țin minte de când eram copil. Prin natura meseriei tatălui meu, avea dreptul să meargă la Olimp. Da? Fost jurnalist și tata. Și avea dreptul să meargă, pe nu... Pe care îl salută, nu, că știm că se uită la noi, așa? Așa, nu în hotelurile care le avem noi în proprietate, acum Amfiteatru Panoramic Belvedere, în celelalte mai mici, Slatina, Craiova, Sibiu, etc. Și an de an, de la 1, 2 ani, cred că până la 8-16, că după aia nu m-am mai dus, așa? Cu ea la mare, așa? Am fost pe aceeași plajă. Da? Pe care o văd și astăzi. Ei, bine, acea plajă față de cum o știam eu când eram copil, pe lângă faptul că s-a îngustat, dar s-a îngustat imens, vorbim de la câțiva zeci de metri, plaja a ajuns la 2-3 metri până la faleză. Este singurul loc, capa mării a avansat. Este singurul loc unde e faleza foarte înaltă pe litoral, Neptun Olimp. Așa, a mâncat din plaje, dar mai mult, s-a înălțat foarte mult plaja. Erau niște diguri de protecție cu plăci de beton turnate, pe care când eram copil eram supărat că eu nu puteam sări de sus, tata putea face plaje pe planul ăla înclinat cu, așa, cât era de înalt. Acum probabil mai este 20 de centimetri. S-a și ridicat și s-a și îngustat. Bun, asta spune că ghețarii se topesc foarte repede și a crescut nivelul apei. Dar spune, nu, că glumesc acum, stimați telespectatori și Lucian Stanciu. Nu, glumesc, bun, poate și asta o cauză, că se ridică nivelul apei, dar problema e felul următor, nu s-a mai investit în îmbunătățirile alea care trebuiau să se facă, exact, și în exact. Ca de altfel nicăieri în țară, adică stai și te uiți pe cursul Mureșului, așa-i. Nu mai deci, e ce-a fost. Tot ceea ce ar trebui să facă apele române nu se face. Eu știu de la vecinii din jos, de la bulgari, că se practică și de la croați și de la Muntenegru și de la ceilalți pe unde am umblat. Pun plase în larg să nu vină meduzele și algele către țărm. La noi, după ce se agită un pic marea, algele deja sunt o chestie normală, care dacă nu le vezi chiar încep să-ți lipsească. Așa? Meduzele sunt animalele de companie, să joacă copiii cu ele, că sunt drăguțe și moi. Așa? Și în fiecare an plaja devine din ce în ce mai mică. Nu vreți voi, Federația Patronatelor din Turismul Românesc, să mai vindeți vacanțe? Bun, nu, mă obțin. Deci e clar, aveți un target foarte generos în București, să se ducă ei la marea aia neagră a noastră și las că merg. Da, nu, un pic. De ce l-avem în București? Nu l-avem în București. Targetul nostru... E toată țara. Nu e toată țara, este toată lumea, toată Europa, toată lumea. Ne luptăm să facem incoming, să vină străinii din nou. Gândește-te că litoralul românesc era destinația preferată de vacanța tuturor nordicilor, a nemților, a polonezilor. Aia nu visau altceva. Coasta de Azur pentru ei nu exista. Exista Marea Neagră pe vremuri. Bun, și acum cu alge, cu meduze, cu plajă Nix, cu vai de capul nostru, așa. Da? Voi mai vreți să vindeți? Care voi? Noi FPTR-ul? FPTR-ul, normal. Bun, hai să ne înțelegem. Deci noi FPTR-ul avem planuri mărețe. Noi nu reușim nici măcar să convingem guvernul să ne facă TVA-ul la alimentația publică din hoteluri 9%. Bun, dar asta ține de bani. Deci dacă voi ați reușit, și acum îmi dau și eu cu părerea, dacă voi ați reușit să puneți presiune și pe primarul Mazăre și pe ceilalți primari, care sunt politici, așa, da? Și să meargă ea cu toții acolo, colonați frumos, nu știu, la Ponta, la cine o fi prim-ministru, la așa, și să spune, domnule, apele române, să înceapă să pună plase, să facă dinturi, să facă aia și aia și aia, ați începe să aveți mai multă clientelă. Sunt total de acord, dar astea s-ar putea întâmpla numai în condițiile în care FPTR-ul, da, care este o organizație profesională, așa, de fapt, ar avea niște drepturi cum le are organizația omonimă din Austria, de exemplu. Noi suntem o organizație profesională care ne luptăm rând pe rând, nu neapărat ne luptăm, încercăm să convingem rând pe rând câte un ministru care vine și pe când ăla e aproape convins, îl schimbă. Și o luăm de la capăt. Nu-i vorba de a convinge vreun ministru, că asta cu reducerea... Deci nu, povestea cu FPTR-ul. Da. Și aici vin să te critic, domnul vicepreședinte. Da, așa. Da, te rog frumos. Este că se bate pentru a
avea mai mulți bani, în primul și în primul rând, în buzunarele proprii. Nu, bateți-vă prima dată ca să-și facă treaba. Greșit, greșit. Asta cu TVA-ul, nu, cu TVA-ul este... Cam asta sună. Nu, nu, cu TVA-ul și cu definirea activității de incoming ca și produs de export, da, scutirea de taxe înseamnă prețuri mai bune. Putem da prețuri mai bune. Corect, de acord. Poți să-mi dai prețul de pe lume. Nu ne trebuie nouă. Poți să-mi dai prețul de pe lume când îmi spui povestea cu alge, scoici, meduze, la, tra-la-la, plajă puțină, așa, așa. Bun, manele astea, pe... Astea sunt chestiile care trebuie să le facă statul, da? Noi ca FPTR trebuie întâi să păi, nu da, să apărăm. Noi luptăm pentru drepturile membrilor noștri, da? Vrem fiscalitate mai bună ca să dăm prețuri mai bune, ca să câștigăm mai mult, să dăm impozite mai mult la stat și după aia statul să facă mai multe alte chestii. Statul, din păcate... Statul? Există foarte multe, deci statul român are bani dacă vor acum să reducă 5% din CASE, înseamnă că statul român are bani. Deci statul român să se miște și să facă, dacă mă vrea turist pe mine și alții, mai exclusiv, mai... Nu, statul român trebuie să se miște, trebuie să se miște să facă ceea ce cerem noi de ani de zile, să declare turismul prioritate economică a României, domeniu strategic. Economic. Și în momentul ăla să vină cu toate facilitățile necesare să domnul putem... Sanciu, domnul Sanciu, da. Cât mai este de vândut din România? Că mai avem de vândut. Încă mai sunt câteva combinate, mai sunt câteva termocentrale, mai sunt mine de cărbune... Măcar mai turismul s-a privatizat, nu mai are măcar turismul, nimic. Cu asta am terminat, da. Ok. Da. Mai are CFR-ul... Mai are CFR-ul niște... mult fier acolo în vagoane. Nu, nu, are și o... bună bază materială fostă turistică a CFR-ului, care încă cred că nu a pus nimeni mâna pe ea. Am înțeles. Le-am dat idei la bun. Oameni. Socoteli, una peste alta. Vine sezonul friguros. Da. Ca să nu zic rece. De-a dreptul. Care sunt ofertele? Există turismul românesc bun. La noi în județ avem stațiunile din Valea Jiului, da? Care stațiunile din Valea Jiului? Avem stațiunea din Valea Jiului. Oricum, tot respectul pentru ei, că sunt bine organizați acolo, la Straja, se promovează destul de bine. Din păcate, Straja a fost prost gândită și nu-i conceput. Deci, a fost o aglomerare de case de vacanță și pensiuni transformată în stațiune. N-a fost gândită ca o stațiune. E un pic haotic tot ce este acolo, dar e senzațional că se întâmplă ce se întâmplă. Spre deosebire de Parâng, unde e pauză, sau mai rău de telecabina lui Madame Udrea, unde e aia, la Lupen, sau unde e făcută, la Vulcan. La Vulcan. E făcută telecabina, n-are pârtie. Atâta tot. N-are pârtie, deci... Da, avem telecabină. Da, vine sezonul rece. Te rog. Dacă avem vreme bună, o ducem bine toată lumea, dar e tot așa un fel de turism de japcă, nu e un turism gândit, bine așezat. Avem vreme bună, hai că-i prindem, îi radem acum în perioada asta 2 luni de zile și după aia trebuie să trăim un an din cele 2 luni de zile, cam cum se întâmplă pe litoral. Pe litoralul românesc. Pe litoralul românesc. Vorbesc de... Sezon. De sezon. Care, uite, că se scurtează din ce în ce mai mult. Anul ăsta am avut un sezon de iarnă extrem de prost. Și nici ăsta de vară n-a fost. Și ăsta de vară a fost dezastru. Cel puțin iulie a fost luna care era senzațională, a fost varză. Bun. Dacă anul viitor, iarna care vine, va fi o iarnă lungă, frumoasă, cu zăpadă și așa, toată lumea va fi fericită, va zice, uite că se poate și așa, nu facem nimic. Dar din păcate, după iarna, experiența anului trecut, de iarna trecută, nu am văzut pe nimeni să se dea de ceasul morții. Băi, nu a fost sezonul cum trebuie. Hai să aducem tunuri de zăpadă, să aducem... Austriecii au iarnă de 50 de ani și tot au tunuri de zăpadă, că dacă o zi nu-i zăpadă să poată să le pună. Nu, nu, nu este o gândire... Nu e, avem, există un master plan în turism. Un master plan pe care l-am studiat și eu recent. E, nu știu, e așa... relativ utopic, el e foarte bine îmbrăcat în cuvinte, da? Nu, nu, bun, nu este ancorat în realitățile țării. Noi avem foarte mult timp. Am un cuvânt cheie, deci cuvântul șperaclu.
Știi, era cuvântul șperaclu, de obicei, chestia asta, nu? Chestia e cuvântul șperaclu, da? În cazul ăsta e o sintagmă șperaclu. Fonduri europene. Avem vreo șansă? Există pentru turism? Pentru că poate cineva, o asociație ca a voastră, să vină și să spună așa, dom'le, noi vrem, ok, noi au pe Valea Prahovei, stațiunile, montane, nu știu ce, ne gândim să mai facem încă două sau trei, pentru că e prea mare aglomerația acolo. Vrem să depunem niște proiecte pentru fonduri europene și să facem cu tare și cu tare stațiune. Fondurile europene sunt de două tipuri. Cele care pot fi accesate pe planuri de anvergură de autoritățile locale sau autoritățile locale în parteneriat cu privații și cele care pot fi alocate de IMM-uri. Firma în a cărei conducere, din a cărei conducere fac parte este mare contribuabil, deci noi nu avem nicio șansă să accesăm fonduri europene. Deci, suntem mari contribuabili. Federația Patronatelor din Turismul Românesc nu este o asociație cu scop lucrativ care să poată accesa fonduri decât pentru promovare. Nu, soluția este, pe care o dau și o propun și județului Hunedoara, crearea asociațiilor profesionale adevărate, constituite pe, strict pe criterii profesionale și după aia mai departe crearea celor așa numitelor clusteruri care să înglobeze zone din mai multe județe, atunci se pot accesa. Discutăm despre asta într-o emisiune viitoare, că acum s-a terminat. Nici n-a început și s-a terminat. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru informații, pentru toată discuția și vă așteptăm, domnul vicepreședinte, cu mare drag întotdeauna. Întotdeauna cu mare drag voi veni. Stimați respectatori, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Da, domnul primar de la Brănișca, drumul din Târnava, nu uitați. Da? Dacă mă auziți că o să pun emisiunea pe Facebook, cineva din Brănișca tot o să promoveze și către primar, da? Ne revedem mâine. Mâine discutăm despre aglomerație pe dreapta. Da? Vine domnul președinte al PDL, nu mai știu acum cum e, copreședinte al ACL, așa, PDL, domnul președinte al PDL Hunedoara, domnul Dorin Oliviu Gligor. Ne vom convorbi pe tema asta cu aglomerația de pe dreapta. Cred că știți la ce mă refer, dar până mâine rămâneți cu Hunedoara TV și nu uitați, România nu e a lor, e a noastră. Crestul.